Eu am 4 copii acasă. Eu vreau să dorm liniștită și să-mi cresc. Nu am nevoie de altceva. Nici n-am fost întrebată vreodată, cum au speculat toți, că am împărțit bani cu cineva. Nu fac așa ceva. Nu mi-a cerut Condescu, nu mi-a cerut Temelescu, nu mi-a cerut nimeni vreun bani și sunt chitroasă. Nu dau niciun bani nimănui, de obicei. Eu am depus actele pe care le aveam. Nu este nimic. N-a fost nimic înspăimântător, n-a fost nimic de la locul lui. Soția lui Reghe Camp a stat aproximativ o oră la sediul inspectoratului de poliție Gorj. Impresara a dat cu subsemnatul în dosarul în care președintele clubului Pandurii Târgu Jiu, Marin Condescu, este cercetat pentru înșelăciune, fals în înscrisuri, subsemnătură privată, uz de fals, spălarea banilor și delapidare. Aceasta a precizat că transferul lui Alexandru Vlad de la Pandurii la Dniepr s-a făcut conform legii în ceea ce o privește. Dacă ceva este suspectat, este firesc să fie cercetat. Dar că ele ajung la poliție, în general, tot ce înseamnă fotbal în România ajunge la DNA. Și eu știu de ce, că dacă aș ști, este vorba de mulți bani, de influență. Dar în momentul în care se discută de bani, întotdeauna se rupe căruța așa. Mâine și soțul său, Laurențiu Reghe Camp, va veni la Târgu Jiu pentru meciul dintre Pandurii și Steaua, care va avea loc pe stadionul municipal, lângă inspectoratul de poliție Gorj, acolo unde a fost audiată Ana Maria Prodan. Aceasta nu va rămâne alături de el. Nu că nu vreau alte discuții, știi? Vreau să merg acasă, să văd la televizor meciul. Nu vreau să aud că a venit cu soțul să... cine știe ce drăcoveni să mai fac. Nu. Aseară, Curtea de Apel Craiova a dispus ca Marin Condescu și Viorel Temelescu să fie cercetați în libertate. Procurorul de caz, Emil Moța, a stabilit că președintele de la Clubul Pandurii Târgu Jiu și-ar fi însușit în interes personal peste 2.600.000 de lei de la club.